Ultima zi a lunii octombrie a fost prilej de comuniune în rugăciune pentru toți clericii protopopiatului rădăuți. Cei aproximativ 150 de preoți și diaconi au participat astăzi la conferința pastoral-misionară de toamnă. Evenimentul s-a desfășurat la mănăstirea Sihăstria Putnei și a început cu Sfânta Liturghie. Lucrările au fost prezidate de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților. Clericii, stareții și starețele din protopopiatul Rădăuți au început ziua în rugăciune la Mănăstirea Sihăstria Putnei. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La finalul slujbei înalt, preasfințitul părinte Calinic a hirotesit într-o iconom stavrofor mai mulți clerici din cuprinsul protopopiatului, iar preasfințitul părinte Damascindor Dorneanu a săvârșit o hirotesie într-o arhidiacon. De asemenea, au fost evidențiați preoții care s-au remarcat prin activitatea pastoral-misionară deosebită. În continuare, în sala de conferință a mănăstirii a avut loc ședința de lucru, în cadrul căreia au fost susținute patru referate cu subiecte referitoare la tema anului omagial și comemorativ 2023. Această întâlnire a fost pentru noi un bun prilej de a aprecia activitățile foarte frumoase realizate în decursul acestui an. S-au pus în discuție teme foarte frumoase despre personalități marcante din punct de vedere cultural, din punct de vedere muzical, din cadrul protopopiatului, dar s-a scos în evidență și activitatea filantropică a protopopiatului Rădăuț. În a doua parte a întâlnirii au fost expuse propuneri, sugestii și solicitări ale sectoarelor de resort din cadrul Centrului Eparhial Suceava privitoare la activitatea parohiilor. Am avut din nou ocazia să transmitem preoților problematicile fiecărui sector în parte de la Centrul Eparhial către preoții din Protopopiat. Am transmis problematici ce țin de comunicare, de imagine arhiepiscopiei, care sporește din ce în ce mai mult pentru că sunt și multe activități care se desfășoară în eparhia noastră și cu multele activități aduc după sine și atenția și privirile celor din jur, trebuie să fim atenți la ceea ce spunem și ceea ce facem. În cadrul întâlnirii au fost lansate în contextul anului cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu mai multe volume apărute la editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Astfel de momente sunt extrem de necesare pentru a dovedi unitatea dintre preoți și pentru a coagula, să spun, trăirile și jertfele pastorale pe care fiecare dintre preoții protopopiatului și preoții eparhiei le fac în parohiile pe care le păstoresc. Tot în cadrul conferinței, clericii au vizionat filmul Lumina celor înțelepți, producție Trinitas TV. Părintele Protopop le-a dăruit la final celor doi ierarhi colecția Viețile Sfinților pe tot anul, ediție jubileu E o zi de întâlnire, prima dată la Sfânta Liturghie, de comuniune cu Hristos și de comuniune între noi. Ședința ca atare ne deschide, ne unește, aflăm de probleme noi, aflăm și de felul cum gândesc părinții noștri din parochii și lucrul acesta este îmbucurător pentru noi, după conferință, clericii au mers la mormântul înalt presfințitului părinte arhiepiscop Pimen, unde a fost săvârșită slujba parastasului pentru cel care a fost ierarh al Bucovinei timp de aproape trei decenii.